Eli Radu s-a născut la Botoșani la 20 aprilie 1853, într-o perioadă de transformări majore pentru Moldova, dar și pentru restul regiunilor istorice din țara noastră. Radu a fost un pionier în lupta pentru drepturile profesionale ale inginerilor și o figură reper pentru dezvoltarea și orientarea domeniului ingineriei în România. De-a lungul carierei sale a deținut funcția de președinte al Societății Politehnice, mai exact în anii 1898, 1903 și 1904. Eli Radu și-a început studiile la Botoșani, absolvind școala primară și gimnaziul, apoi a continuat la Colegiul Național din Iași. Încurajat de tatăl său, a urmat calea de a deveni inginer și s-a înscris la Școala Politehnică din Bruxelles. A absolvit în 1877 și a obținut titlul de inginer diplomat. După întoarcerea în țară, s-a alăturat Ministerului Lucrărilor Publice și a debutat ca inginer la controlul liniei ferate Ploiești-Predeal, alături de reputatul Angel Salini. Cariera didactică a lui Eli Radu a început în 1894, când a fost numit profesor la Școala Națională de Poduri și Construcții Civile, predând cursuri de trigonometrie, poduri și construcții civile. La înființarea Școlii Politehnice din București, a fost printre primii profesori și a predat cursurile de edilitate și procedee generale de construcții. Recunoașterea sa a fost consolidată odată cu numirea ca membru de onoare al Academiei Române în anul 1927. Eli Radu a contribuit la construirea șoselelor transcarpatice după mare Unire cu Transilvania. A avansat în Ministerul Lucrărilor Publice, ocupând poziții prestigioase și proiectând și construind 650 de kilometri de cale ferată. Proiectul său de suflet a fost linia Târgu Ocna-Comănești, Palanca. A proiectat și executat numeroase poduri din beton armat și tabliere metalice, printre care 60 de clădiri de gări la Curtea de Argeș, Comănești și Galați. De asemenea, a supervizat proiectarea și construirea clădirii Ministerului Lucrărilor Publice, cunoscută acum ca Primăria Capitalei. De-a lungul carierei sale a implementat rețele de alimentare cu apă la nivel național, incluzând orașele București, Botoșani, Sinaia, Turnu Severin, Târgoviște și Iași. Eli Radu s-a stins din viață la 10 octombrie 1931, la vârsta de 78 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă. Contribuțiile sale majore în domeniul ingineriei, educației și construcțiilor rămân părți integrale ale patrimoniului național.